Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și azi avem o nouă filă de istorie universală. Petru I al Rusiei sau Petru cel Mare. Primii ani, reforme, marile războaie. Petru I, Petru cel Mare. Sau Piotr I Alexeievici, născut la 9 iunie sau 30 mai 1672, decedat la 28 ianuarie 1725, a condus Rusia din 7 mai 27 aprilie 1682 până la moartea sa. Se naște la 30 mai 1672, anul 7180, după calendarul folosit pe atunci în Rusia la Moscova, și este fiul țarului Alexei Mihailovici și a celei de-a doua soții Natalia Kirilovna Narușkina. În 1676, tatăl său moare, lăsându-l urmaș la tron pe fiul său Fiodor, care abia împlinise 15 ani. La 27 aprilie 1682, țarul Fiodor al III-lea moare fără să-și aleagă urmașul. Ivan, fratele său de 16 ani, cu mintea tulbure, sau Petru, fratele vitreg, iute ca argintul viu, aprig, isteț, dar în vârstă de numai 10 ani. Mulțimea rostește numele lui Petru, care primește numele de Petru I. Însă țaremna Sofia, sora bună a lui Ivan și sora vitregă a lui Petru, urzește planuri de răzbunare. Profită de faptul că trupele destrăliseră răscoală și după multă violență, jafuri, omoruri, obține ca din 29 mai să fie doi țari, Ivan și Petru, iar ea, țarevna Sofia, este numită regentă, din cauza sănătății și umbrede a lui Ivan. Boierii Dumei se supun. La 25 iunie 1682, în Catedrala Adormirii Maicii Domnului, are loc în prezența Patriarhului, a 8 mitropoliți, 4 arhiepiscopi, 2 episcopi și 8 arhimandriți, ciudata încoronarea celor doi țari ai Rusiei, dintre care unul bolnav și fără minte, iar celălalt un copil îngrozit. Petru de la primii pași a cunoscut oroarea, violența, minciunea. Doar mama sa, care îl înconjoară cu multă dragoste, are chip curat și nevinovat, dar trăiește ca într-un vis, iar el simte o nevoie mistuitoare de a se mișca, de a porunci, ca sora sa vitregă Sofia, de care se teme și pe care o urăște. Regenta ia o hotărâre de neclintit. Fratele său Ivan va rămâne alături de ea la palat, în vreme ce Petru și mama lui vor fi trimiși în satul Preobrajenskoe, în apropiere de Moscova. De învățat învață la nimerală. Dobândește un talmeș de cunoștințe rudimentare de aritmetică, geometrie, artilerie și fortificații, însă setea lui de cunoaștere este neostoită. Deprinde știința navigației și se joacă în fiecare zi de războiul împreună cu banda gălăgioasă și veselă a tovarășilor săi de joacă, fii de boieri. La 27 ianuarie 1689, în vârstă de 17 ani, se căsătorește cu Evdokia Lopuhina, o fată de 20 de ani, frumușică de rang mijlociu. La 6 octombrie 1689 pleacă la Moscova, după ce țarevna Sofia este trimisă la mănăstirea Novodevechie, iar la 19 februarie 1690 se naște fiul său, țareviciul Alexei. În ciuda multelor și feluritelor îndeletniciri, manevre pe uscat și pe apă, petreceri și iubiri, Petru știe că lucrurile merg în țară din ce în ce mai rău. Boierii și oamenii de rând sunt vădit nemulțumiți de țar, pe care îl socotesc ușuratic, prea legat de sfernicii străini, prins în jocuri militare fără noimă și ocări nerușinate împotriva bisericii. La 20 ianuarie 1695, în toiul iernii, dă porunca de mobilizare la luptă împotriva turcii, cu intenția de a cuceri Marea Azov. În plin război, la 29 ianuarie 1696, primește vestea că fratele său vitreg, șubredul Ivan, a murit subit la Moscova. Realizează repede că Rusia are nevoie urgentă de o flotă. O creează și prima bătălie navală ia sfârșit în avantajul rușilor. După ce împrăștie navele turcești ancorate în dreptul Azovului, flota țarului blochează estuarul spre a împiedica aprovizionarea. Ofițerii și inginerii austrieci calculează cu atâta precizie unghiul de tragere al tunurilor, încât turcii sunt în pericol. Pe 18 iulie 1696, cetatea Azovului se predă. Țarul trimite 50 de bărbați ruși de neam în străinătate pe cheltuiala lor să deprindă arta navigației. Își dorește ca Rusia să devină statul cel mai puternic din Europa. De altfel, se arată gata să plece el însuși într-o mare ambasadă prin țările apusene ca să afle cum au progresat științele și să capete sprijin militar ori diplomatic împotriva dușmanilor din totdeauna ai Rusiei. Petru știe că înaintea lui un singur prinț rus a cutezat să treacă dincolo de granițele țării, marele duce al Kievului, Iziaslav, care s-a dus în 1775 la Mayence ca oaspete al regelui Henric al IV-lea.
Pentru un rus, trecerea granițelor înseamnă trădare. Cu toate dojenile duioase ale boierimii și ale clerului, Petru nu se lasă. Marea ambasadă va merge la Amsterdam, Berlin, Viena, Roma, Copenhaga, Veneția, Londra, numai în Franța nu, de vreme ce Ludovic al XIV-lea îi sprijină pe turci. Marea ambasadă, alcătuită din 250 de persoane, părăsește Moscova la 10 martie 1697 cu țarul Petru I, călătorind incognito sub numele de Piotr Mihailov. Unul dintre scopurile principale ale Marii Ambasade este dobândirea unor cunoștințe avansate de tehnică și tehnologie. În Olanda, Petru s-a îndreptat spre Zaandam, un centru de construcții navale al cărui renume îl știa. La Amsterdam a căpătat și mai multe cunoștințe în domeniul construcțiilor navale. Ajuns la Copenbrugge, este invitat la cină de prințesa electoare Sofia de Hanovra și de fica acesteia Sofia Charlotta, prințesa electoare de Brandenburg. Mănâncă cu mâna, se murdărește cu sos, nu știe la ce slujește șervetul. Însă purtarea firească a lui Petru, vioiciunea și iuțeala răspunsurilor o uimesc pe Sofia Charlotta, care se simte cuprinsă de simpatie la vederea acestui vlăjgan care n-are mai mult de 25 de ani și îi întrece cu cel puțin jumătate de cap pe uriașii din garda ei, late numeri, cu chip hotărât, cu ochi negri strălucind sub fruntea bombată, cu sprâncene arcuite și gura cărnoasă umbrită de o mustață subțire. Dornic să află tot. Aleargă în dreapta și în stânca, oprește de nenumărate ori trăsura pentru că vrea să măsoare un pod, să cerceteze o moare de vânt sau să stea de vorbă cu oamenii de la joagăr. Cu trei rășantiere. Îi întâmpină pe pescuitorii de balene care se întorc din Groenlanda, se apucă să cerceteze practica tipografică, urmează cursurile de anatomie ale profesorului Ruiș. Deși nu este prea priceput, ia parte la intervenții chirurgicale și își cumpără o trusă de chirurg de care nu se va mai despărți. Petru vrea să fie o enciclopedie vie și să le împărtășească și compatrioților săi ceea ce a învățat. Pentru ei și pentru el a venit să culeagă tot ce se poate din știința occidentală. La Londra, intrigat de sistemul parlamentar englez, asistă în mare taină la o ședință a Camerei Lordsilor. Vizitează observatorul regal de la Greenwich și arsenalul Woolwich. Regele Angliei William al III-lea îi dorește oaspetului său un iaht, The Royal Transport. Petru e nevoit să recunoască că roadele diplomatice ale călătoriei sale de 18 luni sunt mai degrabă negative. Nu reușește să-l convingă pe Leopold I, împărat roman, să reia lupta împotriva Turcii. Se întoarce în Rusia de urgență după ce primește un mesaj. S-au răsculat din nou streliți. Petru s-a întors din Marea Ambasadă cu 260 de cufere pline cu arme, instrumente științifice și matematice, unelte și un crocodil împăiat. A recrutat un număr mare de experți tehnici și militari care aveau să împărtășească rușilor cunoștințele lor. Întors acasă, omoară streliții, taie bărbile boierilor săi, își trimite soția să se retragă într-o mănăstire, dă un ucaz prin care interzice tuturor bărbaților să-și lase barbă în afară de slujitorii bisericii. Cei care vor dori să-și păstreze barba vor fi nevoiți să plătească un bir. După ce s-a războit cu bărbile, Petru începe bătălia cu veșmintele. Dacă Rusia vrea să meargă repede înainte, nu trebuie să rămână îmbrăcată în vechiturile de pe vremea lui Boris Godunov. Un ucaz dat la 4 ianuarie 1700 hotărăște ca boierii, oamenii de la curte, funcționarii, vor purta îmbrăcăminte ungurească cu caftanul de deasupra până sub genunchi, iar cel de dedesubt mai scurt. Cei care nu se supun ucazului plătesc amendă. Unii mormăie că veșmintele astea nu sunt bune pentru clima aspră a Rusiei. Obiceiurile din străbun mai primesc o lovitură. Reforma calendarului. La 20 decembrie 1699, când mai rămăseseră doar câteva zile, până la sfârșitul veacului, Petru dă un ucaz prin care numărătoarea anilor urmează să se facă din acea clipă după calendarul european. Fiecare an începând la 1 ianuarie și nu la 1 septembrie, ca până atunci. Nu merge atât de departe când se instituie calendarul gregorian, care fiind cel de la Roma, n-ar fi potrivit pentru ortodoxi. Se mulțumește cu cel iulian, care are o întârziere de 11 zile. Trecerea la calendarul gregorian se va face la 1 februarie 1918 de către guvernul Uniunii Sovietice. Hotărăște ca la 1 ianuarie 1700 toată lumea să-și împodobească porțile caselor, să ia parte la slujbele de biserică și să-și facă urări de anul nou. Veselia asta silită nu tulbură inimile moscoviților. Unii șoptesc cum a putut Dumnezeu să facă lumea iarna, iar alții merg mai departe.
Biblia spune că anticristul are să schimbe vremea. Petru I este așadar anticristul. În 1702, femeilor li se îngăduie să ia parte la întrunirile de societate. Logodna devine obligatorie cu 6 săptămâni înainte de căsătorie. Un an mai târziu apare la Moscova primul ziar rusesc, Știri din Moscova, Moskovskie Novosti, care cuprinde în 4 pagini o mulțime de noutăți scurte despre ceea ce se petrece în Rusia și în Europa. Este tradusă viața lui Alexandru Macedon de Quintus Curtius. Se pregătesc manuale de aritmetică și chiar un dicționar. În 1708 a creat 8 enorme divizii teritoriale, guberni, conduse de către un guvernator care răspundea de siguranța publică, drumuri, administrarea justiției și taxe. Curând își dă seama că sistemul nu este să zis făcător. Necesitatea unui organism care să administreze Rusia în timp ce se afla în campanie l-a făcut să creeze Senatul în 1711. Danemarca, Polonia și Rusia formează o coaliție împotriva suedezilor. Are loc Marele Război al Nordului. Carol al XII-lea al Suediei, de numai 18 ani, ajunge cu flota în dreptul capitalei Copenhaga, debarcă în forță și obligă orașul să capituleze. Lovită în plină, Danemarca se retrage din coaliție. La rândul său, regele August al II-lea al Poloniei, după ce cucerește Dunamunde, este învins la porțile Rigăi. Petru I ajunge la Narva, oraș suedez controlat în trecut de Rusia, la 23 septembrie 1700 și constată că asediul începe prost. Rușii sunt înfrânți de suedezi. Întors în Rusia, Petru se dezmeticește. La porunca sa, toată Rusia se pune pe treabă. Se întăresc orașele, se reface armata, se construiesc tunuri, corăbii și reface coaliția cu Polonia și Danemarca. În 1701, prima victorie a rușilor la Seremetiev asupra suedezilor este primită cu mare bucurie. În 1702, rușii obțin noi victorii, în timp ce Carol al XII-lea al Suediei îi învinge pe saxoni și polonezi și intră în Cracovia. La 11 octombrie 1702, fortăreața Notăburg capitulează în fața rușilor, apoi are loc prima victorie navală a rușilor, urmată de capitularea Narvei. Toate aceste victorii se datorează faptului că grosul trupelor suedeze se afla în Polonia, unde, în 1706, Carol al XII-lea silește dieta de la Varșovia să-l proclame rege pe Stanislav Leszczynski. Petru rămâne singur în fața regelui Suediei. În 1708, Carol al XII-lea este înfrânt, iar din armata cea numeroasă și vitează, nu mai rămân decât 24.000 de oameni în zdrențe și vlăguiți. În iunie 1709, în bătălia de la Poltava, Carol al XII-lea, rănit la piciorul stâng, asistă la atac purtat pe o targă, în timp ce Petru se află peste tot, aleargă, răgnește, împarte ordine, îmbărbătează pe unii și ocărăște pe alții. Cele 72 de turnuri rusești nimicesc liniile dușmanului. Carol fuge la Tighina, aflată sub ocupație otomană. Petru se îndrăgostește de o țărancă suedeză, Marta, harnică, sănătoasă, veselă, scurtă și îndesată, lată în șolduri, cu ochi lipsiți de strălucire, bună la suflet și vitează. Marta îi va dărui lui Petru 12 copii, dintre care doar 2 îi vor supraviețui: Ana, viitoarea ducesă de Holstein-Gottorp, și Elisabeta, viitoarea împărăteasă a Rusiei. Trece la ortodoxie și renunță la numele Marta, fiind botezată Ecaterina Alexeevna. Începe să capete asupra țarului o mare influență. La 21 decembrie 1709, armata rusă își face intrarea triumfală în Moscova. Ecaterina a rămas în apropiere de Moscova, unde se pregătește să nască. Fiica lor, Elisabeta, se va naște la 29 decembrie 1709. Între timp, Petru a restabilit pacea în Polonia și l-a adus înapoi pe tron pe August al II-lea. Pe 19 februarie 1711, la 7 dimineața, în capela privată a prințului Mendicov, este oficiată în mare grabă și în cea mai strictă intimitate căsătoria lui Petru cu Ecaterina Alexeevna. La 7 mai 1724, Ecaterina este încoronată împărăteasă a Rusiei. Petru urăște vechea cetate a țarilor, Moscova, cu clima ei continentală, cu tradițiile ei de veacuri, cu superstițiile și intrigile de la curte, cu spiritul oriental înapoiat și răzvrătit totodată. Vecinătatea mării l-amețește. Aici se simte la el acasă. Noul oraș, Sankt Petersburg, va oglindi dorința de înnoire a unui țar care se leapădă de moștenirea străbunilor. Mai întâi este clădită o fortăreață din lemn pe malul drept al Nevei, viitoarea fortăreață Petru și Pavel, Petropavlovskaya Krepost.
Răsar mai apoi o biserică și nu departe prima locuință a lui Petru, o căsuță din bârne de brad și cu acoperișul din șindrilă cu două încăperi și un pridvor. În februarie 1704, țarul cheamă pe arhitectul italian Domenico Trezzini ca să conducă armata de lucrători. Necazul cel mai mare este piatra, care nu se găsește deloc în ținut. 350 de familii de vază sunt silite să se mute la Petersburg. Din 1711 începe construcția Palatului de Iarnă, care nu se deosebește de casele din jur decât printr-o intrare cu două coloane, deasupra căreia se înalță o provă de corabie. Același gust pentru simplitate stă la temelia Palatului de Vară, așezat ceva mai departe pe malul unui afluent al Nevei. În 1713, Petersburgul este proclamat capitala Rusiei, iar în 1721 va începe construcția castelului de la Tsarskoe, numit mai târziu Tsarskoe Selo. Petru amplasează aici cele 12 colegii, centrul administrativ al noii sale capitale. Începând cu 1714, construcțiile din lemn sunt interzise în toată Rusia și sunt obligați să facă doar din zidărie casele și toate construcțiile, asta din cauza incendiilor dese care mistuiau orașele. Proiectul detaliat al orașului a fost realizat în 1716, când a sosit arhitectul francez Jean-Baptiste Leblanc. De la 1 septembrie 1715, tronul Franței se ocupa de copilul Ludovic al XV-lea, care l-are alături ca regent pe Philippe d'Orléans. La 7 mai 1717, Petru își face intrarea în Paris, escortat de 300 de grenadieri călări, declarând că vrea să fie primit de regele Franței. A doua zi după sosire, înaintea țarului se prezintă regentul. Totul arată că Petru e nemulțumit. Două zile mai târziu, la 10 mai, regele Franței, însoțit de o numeroasă escortă, merge la hotelul de Lesdiguières, locul unde se cazase țarul. Petru vizitează Louvre-ul, grădina Tuileriilor, studiază lucrările la Pont Tournant, merge la domul invalizilor, gustă din supa soldaților și bea vin în sănătatea lor, bătându-i pe umăr și numindu-i camarazi. Adevăratul motiv al călătoriei sale este însă unul politic. Relațiile cu aliații sunt în impas, cele cu Anglia s-au răcit, așa că nădăjduiește ca Franța se va îndepărta de Suedia, apropiindu-se de Rusia. Tratativele diplomatice vor duce în cele din urmă la 15 august 1717 la atât de greu elaboratul tratat de la Amsterdam, încheiat între țar Ludovic al XV-lea și regele Prusiei Frederic Wilhelm I-ul. Părăsind Franța la 20 iunie 1717, își declară atașamentul față de această țară harnică, primitoare și ușuratică. După ce a văzut o sumedenie de lucruri, Petru înțelege mai bine ce are de făcut pentru a-și transforma capitala într-un adevărat oraș european. Firea lui Alexei este cu totul deosebită de a lui Petru. În venele tânărului curge sângele plăpândei și cu cernicei Evdochia. Urăște războiul, ascultă orbeștere, biserică, este tradiționalist. Nu dovedește nicio aplecare către viața militară. Ajuns guvernator al Moscovei în 1708, Alexei a constatat că administrația este plictisitoare și a preferat să se dedice lecturilor religioase. Dintr-o dată, țarul își pune în minte să-și însoare fiul. Logodnica aleasă este Charlotte Christine de Braunschweig-Wolfenbüttel. Prințesa de 16 ani este foarte înaltă, slabă, ciupită de vărsat, de religie luterană și cu o lumină blândă în ochi. La 14 octombrie 1711 are loc căsătoria la castelul reginei Poloniei, prințesa electoare de Saxa, Nașa Miresei. La 12 iulie 1714, Charlotte naște o fetiță botezată Natasha, care moare în 1728, iar la 12 octombrie 1715 aduce pe lume un băiat Piotr. La 22 octombrie 1715, la vârsta de 21 de ani, Charlotte își dă sfârșitul. La 29 octombrie, țarina dă naștere unui băiat care este numit, după dorința țarului, tot Piotr. Este limpede că țarul va prefera în ordinea succesiunii pe fiul Ecaterinei. Relațiile dintre tată și fiu au cunoscut o continuă deteriorare până când Alexei îi scrie tatălui său o scrisoare prin care îi spune că vrea să se călugrească. Înainte să plece în Olanda, Petru îi lasă 6 luni de gândire înainte de a lua o decizie. În lipsa tatălui, țareviciul, împreună cu iubita sa Eufrosina, trăiesc fără griji într-o neîncetată sărbătoare.
O scrisoare a țarului din 26 august 1716, prin care îi cere să se întâlnească la Copenhaga, fie să-i spună la ce mănăstire va intra, îl trezește pe Alexei. Fuge din Rusia împreună cu iubita lui la Viena, se ascunde de tatăl său. Într-un final, pentru a-și întâlni tatăl, Alexei sosește la Moscova la 31 ianuarie 1718, seara târziu. Țarul nu-l primește, dar convoacă pentru luni 3 februarie consiliul privat alcătuit din prelați, miniștri și dregători. Când îi zărește fiul, îi zbucnește în ocări. Petru îl numește moștenitor pe Piotr, fiul său cel mic, iar lui Alexei cere cu insistență numele celor care l-au ajutat să fugă. Află de scrisori ale țareviciului către doi episcopi din Rusia pe când era la Viena, scrisori îndreptate împotriva tatălui său. Țareviciul recunoaște tot. La 17 iunie 1718, Alexei este chemat în fața celor chemați să-l judece. După interogatoriu, aceștia hotărăsc să-l supună la casne. În timpul torturilor semnează declarații compromisătoare doar ca să scape. Eufrosina, care a fost închisă la întoarcerea în Rusia, a pretins că Alexei spusese că atunci când va ajunge țar, va duce o politică total contrară celei promovate de Petru. Confruntat cu trădarea amantei, Alexei a recunoscut că dacă ar fi avut loc o rebeliune împotriva lui Petru, ar fi fost de partea rebelilor. Moare după ce însuși țarul, se spune, ar fi participat la torturarea fiului său. Varianta oficială a fost ieri, 26 iunie, i-a rupt firul vieții țareviciului Alexei. Acesta a murit din pricina unei boli grave care l-a doborât în clipa în care citea sentința de moarte și șirul nelegiuirilor făptuite împotriva noastră și împotriva statului. Negocierile de pace dintre Rusia și Suedia au început în 1718, dar au fost întrerupte când Carol al XII-lea a fost ucis în luptă în Norvegia. Noua conducătoare a Suediei, Ulrica Eleonora, a decis să continue războiul, sperând ca din rândurile puterilor europene se va ridica o coaliție antirusă. Acest lucru nu s-a întâmplat și englezii au convins pe suedezi să reia negocierile cu rușii. Acordul de pace s-a semnat la Nistad, la 30 august 10 septembrie 1721. Rusia primește pentru totdeauna Livonia, Estonia, Ingria, o parte din Carelia. Suedia primește în schimb restul Finlandei. Rusia avea acum acces la Marea Baltică, de la Riga la Viborg. Văzând scopurile atinse după 21 de ani, Petru nu-și mai încape în piele de bucurie. Senatul, prin cancelarul Golovkin, rostește o cuvântare mișcătoare la adresa lui Petru. Senatul găsește de cuvință să o roage pe majestatea voastră, cu cea mai adâncă umilință, să primească numele de Petru cel Mare, părinte al patriei, împărat a toate Rusiile. Trăiască Petru cel Mare, părinte al patriei, împărat a toate Rusiile. Petru se preface uimit, apoi strânjenit, dar sfârșește prin a primi. Petru nu simte niciun fel de schimbare de când a fost investit cu titlul imperial. Deschide un cabinet de curiozități în care strânge toate ciudățenile naturii. Este atras de pitici, dar și de uriași. Atras de tot ceea ce este monstruos și împotriva firii. Ia parte în camerele de tortură la interogatorii. Execuțiile capitale sunt pentru el un spectacol de la care n-ar lipsi pentru nimic în lume. Este gata să opereze în orice moment. Meseria de dentist îi place din ce în ce mai mult. Tot ceea ce face ține de capricii, de toane, de dorințe, de o clipă. Este plin de energie, curios, repezit. La 16 aprilie 1719, micul Piotr Petrușca, cum îi spun părinții, moare pe neașteptate din pricina unei boli. Desnădejdea și durerea țarului nu cunosc margini. Va fi nevoie să lase moștenire coroana Rusiei celui al Piotr, fiului Alexei, are nevoie de încă un fiu. De puțină vreme are o nouă iubită foarte tânără și strașnic de frumoasă, Maria Cantemir, fica voievodului Dimitrie Cantemir, care pierzând tronul Moldovei, în urma tratatului de la Prut, s-a refugiat împreună cu familia la Sankt Petersburg. În 1721, Persia pare ușor de cucerit din cauza răscoalelor și anarhiei de acolo, iar țarul, în fruntea oștilor, se grăbește să o ia înaintea Turciei. Maria este însărcinată, însă pierde copilul spre marea dezamăgire a țarului și este părăsită. În iunie 1724 este semnat la Constantinopol un tratat de împărțire prin care Rusia dobândește orașele Baku și Derbent, cele trei provincii Gilan, Mazanderan și Astrabad, în vreme ce Turcia primește Tauris, Erivan și alte câteva ținuturi. În 1719, marile guberne au fost împărțite în 45, mai târziu 50 de provincii, fiecare dintre acestea fiind conduse de un guvernator militar.
În 1720 nu s-a creat un sistem de guvernare urbană locală pentru a li se da cetățenilor mai înstăriți controlul asupra ordinii publice și securității interne. Această organizare, după model suedez, nu a fost eficientă în Rusia. Oamenii nu erau educați și de încredere pentru a pune măsurile în aplicare și Petru s-a văzut nevoit să apeleze la soldați pentru a rezolva problemele. În 1722 a devenit clar că proprietarii de pământ nu erau nici dispuși, nici capabili să colecteze eficient taxa pe cap de locuitor, așa că sarcina a fost dată armatei. Prin ocazul din 16 ianuarie 1724, un soldat, chiar dacă nu este de neam, poate ajunge ofițer, primind totodată rang de nobil pe care îl vor moșteni urmașii săi. Datorită lui, industria rusă cunoaște un avânt nebănuit. Îi scutește de serviciul la stat și de impozite pe cei ce construiesc fabrici și pe rudele acestora. Le acordă împrumuturi fără dobândă, precum și privilegiul de a cumpăra, începând din 1721, rob de la moșieri pentru a-i folosi în întreprinderile proprii. Prin ocazul din 23 martie 1714, Petru schimbă statutul familiilor aristocratice prin care împiedică fărâmițarea pământului. Fiul sau fiica cea mare vor moșteni tot pământul, ceilalți copii își vor împărți între ei bunurile mobile. S-a renunțat la titlurile tradiționale, cum era cel de boier, adoptându-se cele de conte și baron. A încurajat traducerea în limba rusă a unor manuale cu subiecte practice, ca aritmetica sau astronomia, și a înființat școli de matematică și navigație, construcții civile, chirurgie, minerit. La sfârșitul domniei avea în plan înființarea Academiei de Științe. A introdus obligativitatea educației pentru membrii nobilimii care, începând cu 1714, nu mai aveau voie să se căsătorească decât dacă dețineau certificatul de absolvire al unei școli elementare. Petru considera că biserica trebuie să fie sub controlul statului și să servească nevoile acestuia. După moartea patriarhului Adrian, în 1700, Petru nu a numit niciun înlocuitor. Moșiile patriarhului au trecut sub controlul departamentului mănăstirilor și veniturile în proprietatea statului. În următorii 20 de ani, biserica a fost supusă unui control din ce în ce mai riguros. În 1716, episcopii au fost obligați să depună un jurământ de credință față de țar. În 1721, Petru a plasat biserica sub controlul Sfântului Sinod, un organism supus dreptului de veto al procuratorului șef, un demnitar mirean propus de țar. În 1724 a desființat schiturile și micile mănăstiri, astfel că din cele 1200 de mănăstiri existente la 1700, mai funcționau în 1800 doar 452. Petru suferea de dureri de coloană, abcese și o infecție a căilor urinare. În ianuarie 1725 a suferit o operație de extragere a pietrelor urinare. În noaptea de 20 spre 21 ianuarie 1725, Petru se plânge de dureri cumplite, pricinuite de retenția de urină. Medicii nu au nicio îndoială că gangrena a cuprins colul vezicii urinare. A sosit clipa să numească urmașul la tron. Totuși, țarul tace. La 28 ianuarie, la ora 6 dimineața, la 53 de ani și după 43 de ani de domnie, pentru cel mare își dă sufletul. Clanul puternic din jurul Ecaterinei citește o proclamație prin care Ecateria I-a e numită împărăteasă legitimă a toate Rusiile. La 4 martie, după 5 săptămâni de la moartea țarului, timp în care trupul nu fusese acoperit de giulgiu și capacul nu fusese pus pe sicriu, Natasha Mezina moare de vărsat. Împărăteasa hotărăște ca tatăl și fica să fie îngropați în acea zi. În străinătate, vestea morții lui Petru este primită cu ușurare. În octombrie 1721, senatul i-a conferit lui Petru titlul de împărat și autocrat al întregii Rus. Formula finală este ușor diferită de predecesorii lui Petru și anume al tuturor rusilor. Descriere care reflectă pretențiile țarilor de a domni peste toate teritoriile fostei Rusii chievene. Titlul complet al lui Petru a fost început cu 1721. Petru I, cu ajutorul lui Dumnezeu, împărat și autocrat al întregii Rusii, Moscovei, Kievului, Vladimirului și Novgorodului, țarul Kazanului, țarul Astrakanului, țarul Siberiei, suveranul Smolensk, prinț al Estoniei, Livoniei, Kareliei, Tverului, Ugrei, Permului, Vlatkei, Bulgariei și al altor principate, suveran și mare duce de Nijni Novgorod, Cernigov, Riazan, Rostov, Iaroslavl,
Beluzero, Udoria, Obdoria, Condia și stăpân al ținuturilor de nord, suveran al Iveriei și al țărilor cartaliane și georgiane, și suveran ereditar și suzeran al Cabardiniei și al prinților circasieni și ai munților. Succesorii lui Petru au modificat titlurile, incluzându-l și pe cel de mare duce al Finlandei, 1809, și țar al Poloniei, 1815. Prieteni, mulțumindu-vă pentru atenție, Cristian Alexandrescu vă dorește multă sănătate. Pe curând!